Urgențele în România nu sunt legate doar de spălarea dosarelor infractorilor. Urgența în România poate să fie și dată de majorarea alocațiilor pentru copii. Este o chestiune exclusiv de voință politică, dacă doriți sau nu. Mulțumesc. 2 minute intervențiile. Nu vă mai dau cuvântul, v-am ascultat. Domnilor colegi, de 6 luni de zile de când am depus proiectul de lege privind majorarea alocațiilor, ați făcut tot posibilul să votați împotrivă. Prin amendamentul depus de Partidul Național Liberal săptămâna trecută, am reușit majorarea alocațiilor. Acum faceți tot posibilul, prin minciună, prin manipulare, printr-o propagandă roșie, să amânați introducerea alocațiilor pentru copii de la 1 martie. Vă spun foarte sincer, să vă fie rușine, da. Să vă fie rușine că amânați... Deci, domnul coleg, numai puțin, domnul coleg, vă dau cuvânt, numai puțin. Am rugămintea la dumneavoastră, potrivit regulamentului,